Luni, biserica noastră va sărbători aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. În municipiul Suceava, în mănăstirea unde sunt păstrate moaștele Sfântului, au început astăzi evenimentele prilejuite de această sărbătoare. Racla cu Sfintele Moaște a fost așezată spre închinare în această dimineață în baldachinul din curtea așezământului monahal. În ajun de Duminica tuturor Sfinților, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, noi preoții mănăstirii și cei din împrejurimi, împreună cu credincioșii, am făcut rânduiala ridicării Sfintelor Moaște ale Sfântului Ioan din baldachinul bisericii și l-am depus în baldachinul din incinta mănăstirii pentru închinarea pelerinilor. Și aici, împreună, am săvârșit slujba acatistului Sfântului Ioan cel Nou. Și la sfârșitul acestei slujbe am ținut și un cuvânt de folos, arătând credința Sfântului, faptele Sfântului, dragostea Sfântului față de Hristos, milostenia Sfântului care și-a arătat-o în viața Lui și totodată răbdarea și mucenicia Sfântului arătată pentru Hristos în fața păgânilor și în fața răufăcătorilor. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost aduse în Moldova de domnitorul Alexandru cel Bun în anul 1415 și au fost așezate în Biserica Mirăuți, iar în anul 1589 moaștele au fost mutate în Biserica Sfântului Gheorghe. În anul 1686, din pricina deselor năvăliri ale tătarilor, Sfintele Moaște au fost duse în Polonia de Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, apoi au fost readuse în Moldova în anul 1783 prin grija episcopului de Rădăuți, Dositei.